pe Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii câteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a zis pilda aceasta. Un care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe cele 99 pe exact, se duce după ea, după cea pierdută, până o găsește, după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și vecini și săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, că mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 90 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Amin, amin.